Aseară, în jurul orei 19, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, mai exact în cartierul Tineretului, o tânără a fost acostată și agresată de un bărbat care i-a sustras telefonul mobil. Fata, în vârstă de 16 ani, se întorcea de la școală și în momentul în care a ajuns într-o zonă mai puțin luminată, a fost atacată de bărbatul necunoscut. Agresorul a fost prins în mai puțin de câteva ore. În urma apelului la 112, mai multe efective ale poliției au fost mobilizate și au început căutările agresorului. După aproape 3 ore de patrule în mai toate zonele importante ale orașului, acesta a fost prins și dus la sediul poliției. Ca urmare a sesizării, la fața locului s-a deplasat de urgență o echipă operativă complexă, reușindu-se în scurt timp identificarea principalului suspect, un bărbat de 30 de ani din județul Galați. În urma cercetărilor preliminare s-a stabilit că tânăra agresată a fost deposedată de un telefon mobil în valoare de 700 de lei, care a fost recuperat de poliții și înapoiat fetei. Suspectul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, urmând ca la finalizarea anchetei să se dispună măsurile procedurale. Chiar dacă polițiștii au dat dovadă de operativitate și au pus mâna pe hoț în cel mai scurt timp, e bine ca elevii ce se întorc seara de la școală să evite zonele întunecoase și să-și țină bunurile departe de ochii trecătorilor.